Pacienții ajung la noi deja diagnosticați. Diagnosticul de stenoză aortică strânsă se pune cel mai adesea ecografic, iar când pacientul devine simptomatic, se știe că speranța de viață este cam de 2 ani. Și acești pacienți ajung în clinica noastră. În vederea acestei protezări valvulare percutane aortice, noi, ca și echipă, în primul rând, le evaluăm și noi, din punctul nostru de vedere, să vedem dacă se pretează pentru această investigație. Diagnosticul cel mai adesea se confirmă. Dar în ceea ce privește severitatea bolii aortice, există și aici niște situații provocatoare, cele în care parametrii care sunt în mod obișnuit folosiți nu sunt atinși. Și aceasta se întâmplă fie când funcția inimii este foarte degradată. Și trebuie să vedem dacă pacientul respectiv are stenoza aortică strânsă sau că ventriculul este foarte mic. Și asta se întâmplă de obicei la femeile în vârstă care au o inimă mai mică cu pereții foarte groși. Pentru aceste situații se folosesc alte examene ajutătoare. La pacienții cu disfuncție sistolică severă se folosește ecocardiografia de stres, ecocardiografia de stres care forțează Inima și vedem dacă se obțin acești parametri. Dacă acești parametri se obțin, atunci uh, pacientul poate beneficia de această protezare valvulară aortică-percutană pentru că uh, există uh, premise înalte de recuperare a funcției inimii. La pacientele cu ventricul mic avem nevoie de explorări suplimentare, cum este angiocitiu coronarian, în care avem uh, scorul de calciu și în baza acestui scor de calciu noi uh, putem cataloga uh, ca stenoza ortică este strânsă, dar cu ventricul mic. Ecocardiografia de stres pentru acest uh, tip de afecțiune se face cu dobutamină. Dobutamina este un, uh, o substanță care practic uh, uh, forțează inima să funcționeze la parametrii ei maximal din momentul respectiv. Este un tonic cardiac. Dar ecografii de stres mai pot fi, se mai pot face și cu adenozină și cu ecografia de stres fizic. Adică pacientul este supus unui stres fizic și se face ecocardiografie în timpul efortului fizic. În afară de diagnostic, evident că ne interesează niște parametri anatomici și noi studiem aparatul aortic. Ne interesează inelul, în primul rând că în funcție de diametrul acesteia ne alegem valva, aorta ascendentă și tractul de ejecție al ventricului stâng, la ecocardiografia transtoracică. În funcție de acești parametri, putem să decidem dacă protezarea valvulară aortică percutană se poate realiza sau nu și inclusiv către ce valvă ne gândim să folosim. Decizia finală se ia în baza măsurătorilor făcute ecocardiografic și angiografic. Rolul esențial al ecografiei transesofagiene în timpul procedurii este de evaluarea complicațiilor. Cea mai frecventă complicație fiind licul paraprotetic. Inclusiv în timpul procedurii pot apărea complicații pentru că ghidurile care se introduc pentru a putea monta această valvă pot intercepta aparatul valvular mitral sau se poate produce perforare de ventricul, iar ecocardiografistul are un rol esențial în aceste momente pentru a putea ghida operatorii. Când pacientul nu poate efectua angioct din diverse motive, atunci ecocardiografia, măsurătorile ecocardiografice efectuate prin imagistică tridimensională sunt esențiale în alegerea protezei.